Adversara Zalăului din turul 2 preliminar al cupei EHF Ankara Yeni Mahalle a ajuns la Zalău aseară, iar în cursul acestei zile a avut programat primul antrenament în sala sporturilor Gheorghe Tadici. Vicecampioana Turciei va susține un antrenament chiar și duminică dimineața, la o zi de la desfășurarea partidei, abia apoi fiind programată întoarcerea spre casă. Vicecampioana Turciei îi pune gând rău echipei antrenate de Gheorghe Tadici. Cu o serie de turcoaice valoroase în lot, dar și alte handbaliste din Serbia, Muntenegru, Camerun și Ucraina, Ankara Yeni Mahalle a venit la Zalău să obțină un rezultat favorabil, care să-i dea speranțe încă din manșatur la o calificare în turul 3 preliminar al cupei EHF. De altfel, handbalistele din Turcia au și ajuns aseară la Zalău, urmând să se întoarcă în Turcia abia duminică, după ce vor mai susține un antrenament în sala sporturilor Gheorghe Tadici. Primul antrenament al formației turce în sala din Zalău a avut loc în cursul zilei de azi, iar meciul este programat mâine, începând cu ora 11:30, în sala sporturilor Gheorghe Tadici. Managerul zăloan consideră că echipa pe care o conduce are nevoie de o victorie la cel puțin 6 goluri pentru a spera la o calificare în faza următoare a competiției.